victorie care ne bucură, pentru că nu am mai câștigat doar cu Mihai Viteazu, însă asta este o echipă din seria noastră. Am câștigat, ne bucurăm, a fost un meci bun, deci asta pot să zic că a fost un meci bun de pregătire. Mai avem de lucrat la partea defensivă, pentru că și-au creat și ei niște ocazii. Și pentru faza ofensivă, sigur că trebuie să dăm mai multe goluri. Golul lui Kiș din final. Da, ce să zic, frumos. Deci execuție foarte bună, sigur pe o greșeală de fundaș. Asta este. Se apropie echipa de forma pe care vi-o doriți la partida cu Mediașul. Mai sunt 2 săptămâni, mai avem un singur meci de pregătire, tot aici la Florești, cu echipa din Florești, și după aia începe campionatul. Deci, practic, în 2 săptămâni putem să ne reglăm, în așa fel încât să fim în regulă pe prima etapă.